Filip este co-prezentatorul meu și ține foarte și mult, ține foarte mult la o listă de întrebări pentru Marcel Pavel. A zis că visul lui așa vrea să debuteze în televizor. Eu aș vrea să evităm aceste întrebări și să le adresez domnului Mihai, pentru că sigur mă vei pune în încurcătură și chiar nu doresc acest lucru. Filip, nu te lăsa influențat. Oamenii mari încearcă să te conducă pe panta lor. Filip, pune întrebările așa cum știi tu, așa cum te-ai pregătit de acasă. Marcel Pavel întrebat de Filip. Ia uitați. Marcel, când erai mic, aveai păr? La revedere, vă mulțumesc foarte mult. Filip, a părut bine. Îmi pare rău că nu am adus o poză, totuși, să-ți arăt. Aveam chiar mai mult decât ai tu acum. Filip, da, și un păr foarte, foarte frumos, zic eu. Acum am un păr ce nu mai există, adică deloc. Știi că mi-a spus mie într-o emisiune, el era rockstar, ceea ce vrei tu să te faci. El avea părul vâlvoi. Da, aproape vâlvoi. Aveam părul cam până pe aici și băteam la tobe, adică eram foarte cool așa. Am avut păr într-adevăr și eu, adică s-a întâmplat să mai am și eu păr, dar acum, atunci când mă privești tu pe mine, de fapt acum, ai impresia că n-am avut niciodată. Parcă e mai bine așa, nu știu. Dar îmi las barbă și mi-i torc capul invers. Nu e bine, Filip? Filip, următoarea întrebare, ți-am zis, nu te lăsa influențat. Deci finuța mea se uită la mine acum și ea n-a observat acest lucru până acum, abia acum l-a observat. Dar nu-i stă bine așa? Alexia, nu e așa că îi stă bine nașului tău, așa? Ea mă iubește oricum, așa că... Corect. Auzi, de la câți ani te-ai apucat de cântat și câte ore repetai pe zi? Bună întrebare, da. Eu să știi că n-am încetat să repet. Eu o țin așa de la vârsta de 3 ani. Am început prima oară să bat la tobe, deci am încercat toate oalele și tigăile mamei mele. Am spart cam toate oalele ce existau pe acolo, capace și așa mai departe. Iar se pare că nu m-am oprit nici acum din repetat. Repet 3-4 ore pe zi, cel puțin. Pentru a face performanță, îți trebuie foarte multă muncă și studiu aprofundat. Mulțumim în afară de talent. Da. Suntem prea serioși, Și ultima întrebare. Ai curaj să cânti cu mine acum, Andri Popa? Dragilor, cântăm Andri Popa? Nu, Filip dă comanda. Nu? Păi dar nu cântăm cu orchestra? Păi normal cu orchestra. Filip, ia microfonul. Așa. Microfonul care? Acesta? Hai să cântăm, da. Unde e Pascal? Eu o să iau puțin. E ok. Alexia, dă puțin microfonul. Că Filip al meu tocmai l-a provocat pe nașul tău la o cântare. Ce vrei să cânti? Andri Popa, da? Dar vezi că poate te provoacă el după aia la frumoasa mea. Și după aceea îți fac și eu o propunere. Se poate? Da. Tu ai început. Băieții, sunt gata? Andri Popa, featuring Marcel Pavel. Cine trece valea seacă cu hangherul fără deacă și cu pieptul dezvelit? Andri Popa, cel vârstnic. Andri Popa, cel vestit. Adică tu ești un fel de rapper, așa, haiduc rapper. Andri Popa l-a fi fost rapper? Da, el vrea să fie rockstar. Ce recomand? A reușit să continue. Foarte tare. Bravo, Filip. Felicitări. Aplauze pentru Filip, da? Bravo, Filip. Ai reușit duet cu Marcel Pavel de la prima emisiune. Bineînțeles. Iată debutul tău în... acum te să-l chemu și pe Baniciu. Era foarte potrivit. Da, corect. Acum e rândul meu, nu? Eu întreb pe cei mici, tu întreb pe cei mari, Filip, da? O să întreb pe...